Miracolul nu a trecut. Este alertă de inundații 9 județe ale țării, unde sunt așteptate depășirea ale cotelor de pericol pe mai multe râuri până la miezul nopții. Dar cu mai multe detalii vine colega mea, Tatiana Gavrilă. Bună seara, Tatiana, te ascultăm, ești în direct. Bun găsit, Cristian, bun găsit tuturor. Sunt așteptate ploi în aproape toată țara. Meteorologii au emis un cod galben de inundații valabil până la miezul nopții în mai multe județe din țară, printre care Cluj, Bihor, Hunedoara, Arad și Sălaj. Se anunță pericol de inundații și în județele Maramureș, Satu Mare, Caraș, Severin și Timiș. Sunt așteptate cantități mari de apă de până la 25 de litri pe metru pătrat, ceea ce înseamnă depășirea cotelor de inundații pe mai multe râuri din aceste județe și implicit un pericol pentru locuitori. De altfel, ploile torențiale au făcut prăpăd în Satul Mare săptămâna aceasta, când sute de case au fost inundate. Deocamdată acestea au fost informațiile, Cristian, înapoi la tine. Mulțumim, Tatiana, continuăm jurnalul. La un pas de moarte a fost un tânăr amator de senzații tari. Nimeni nu-și explică de ce a urcat într-un deltaplan aproape de lăsarea întunericului și în condițiile în care vântul era foarte puternic. S-a prăbușit, iar viața lui a depins de intervenția rapidă a salvatorilor. O aripă cu motor, da. Deltaplan cu motor. Pilotul de 29 de ani, singur în deltaplan, a forțat aterizarea pe un teren plat lângă o balastieră din Topoloveni, județul Argeș. La fața locului au fost trimise de urgență un echipaj de la pompieri și o ambulanță SMURD. Garda de intervenție Topoloveni a intervenit cu autospecial de stingere cu apă și spuma și o ambulanță SMURD pentru o aterizare forțată a unui deltaplan. Pilotul a fost găsit lângă deltaplan, a fost preluat de către paramedici. Pilotul acuză dureri în zona toracelui. A fost preluat de către paramedicii SMURD și dus la spital pentru investigații medicale amănunțite. Pacientul a fost adus seara trecută la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean din Pitești, unde a fost evaluat și supus mai multor investigații. Prezenta multiple contuzii, fiind stabil hemodinamic. În acest caz va fi deschisă o anchetă pentru a se afla de ce tânărul zbura la căderea nopții într-un zbor de agrement, dar și în condiții meteo periculoase. Tot mai mulți turiști care vor să dea o fugă pe litoralul românesc sunt în căutare de cazări inedite care să le ofere nu doar relaxare absolută, ci și un peisaj spectaculos. Boutique hotelurile sunt în topul preferințelor, iar ceea ce le face deosebite este atenția proprietarilor la detalii. Nici o cameră nu se aseamănă cu cealaltă, iar apartamentele par desprinse din muzeele de artă. Acest boutique hotel din centrul istoric al Constanței, situat la câteva minute de plaja Modern, a fost inaugurat anul trecut, în plină pandemie. Proprietarii au cumpărat o veche clădire aflată în paragină și, cu un bun gust de necontestat, au refăcut-o în totalitate. Unitatea de cazare are 6 camere luxoase, iar piesa de rezistență este un apartament cu scară interioară. Acest apartament poate fi închiriat fie de o familie cu un copil, fie chiar de un cuplu. După cum puteți observa, designul este unul sofisticat. Pereții sunt pictați manual, iar tavanul din baie și cel de pe hol este realizat dintr-un lemn recuperat de la o moară veche de 100 de ani. O noapte în acest apartament costă 200 de euro. Toate decorațiunile de colecție din acest boutique hotel sunt cumpărate din anticariate, de la licitații sau din târguri. Obiectele de artă, dar și ambientul fac ca locul să se promoveze singur, grație turiștilor care fac poze aici și le postează pe rețelele de socializare. Din ce în ce mai mulți turiști au început să caute acest tip de locații, de tip boutique hotel, pentru că oferă o atmosferă intimă, spații de cazare mai puține și se simt mai în largul lor. Nu duc lipsă de rezervări nici proprietarii unui alt boutique hotel de 3 stele situat între Mamaia și Năvodari. Administratorii acestuia au ales nuanțe de albastru în decor și au mizat pe accesorii care să-i facă pe turiști să se simtă în siguranță. Ușile noastre sunt rezistente la foc, 30 de minute certificate de institut. La baie avem șnur de panică, care poate fi acționat în cazul în care un oaspete alunecă în interiorul cabinei de duș. Cele 28 de camere și 2 apartamente sunt rezervate în totalitate pentru acest weekend. Prețul unei camere duble cu pat matrimonial pornește de la prețul de 200 de lei pe noapte cu mic dejun inclus. Rezervările curg inclusiv pentru luna august, iar cele mai solicitate sunt pachetele de weekend, adică 2 nopți de cazare. Relaxarea a fost cuvântul de ordine al acestui weekend și în Bihor. Aici turiștii s-au înghesuit pe trasee montane abia inaugurate, pereți de alpinism, dar și în bazinele cu apă termală.
Lipsa măștii de pe fețele oamenilor a scos la iveală zâmbetele tuturor. Mulți au preferat o escapadă la munte pentru aer curat, iar cu acest prilej, amatorii de senzații tari s-au aventurat să parcurgă noul traseu de Via Ferrata din Cheile Cuților. Când am ajuns la un punct de fixare a cablului, cum ăsta de aici, trecem o lonjă prima dată și după aia pe a doua, ca să avem întotdeauna cel puțin o lonjă pe cablu. Și după explicațiile de rigoare ale alpiniștilor profesioniști, a început aventura. 270 de metri au avut de parcurs turiștii de pe un versant pe altul, acțiune care pentru unii părea să fie imposibilă, în timp ce pentru alții a fost floare la ureche. Cum ți s-a părut traseul? A fost un traseu puțin dificil, dar ne-a plăcut foarte mult. Adică Via Ferrata a fost puțin dificilă, dar împreună cu cei dragi nu am simțit dificultatea și ne-am distrat împreună. A fost destul de greu și obositor, dar interesant. În schimb, alții mai puțin dornici de aventură au preferat să se relaxeze în bazinele cu apă termală din Băile Felix. Spre exemplu, Andreea și Robert au venit din București special pentru o escapadă în weekendul ce marchează eliberarea de sub restricțiile pandemiei. Mi se pare extraordinar. Apa este atât de caldă, au fost câteva zile ploioase și era genial, efectiv stăteam în piscină. Atâta timp cât vremea a fost frumoasă, weekendul relaxării a putut fi sărbătorit cum se cuvine în aproape toate colțurile țării. O nouă surpriză marca Survivor seara trecută. A fost eliminat un membru important al echipei războinicilor. În urma unor accidentări timp de 3 săptămâni, a stat mai mult pe bancă, iar seara trecută susținătorii echipei albastre au primit vestea tristă. Sorin a părăsit competiția. În urmă cu puțin timp, războinicul ne-a făcut declarații în premieră după eliminarea de la Survivor România. Iată materialul. Decizia medicală este că pentru tine, Sorin, din păcate, Survivor România se oprește în această seară. Sorin, unul dintre veteranii competiției, a suferit în urmă cu 3 săptămâni un accident, iar de atunci războinicul nu a mai primit permisiunea medicilor să intre pe teren. În schimb, și-a susținut cu ardoare coechipierii de pe bancă. Vreau să vă mulțumesc tuturor care ați fost alături de mine. Vă salut și vă pup și vă iubesc, pentru că mi-ați dat o încredere foarte mare atunci când am văzut că sunt susținut. Și scopul meu era să merg pe drumul meu neschimbat și asta m-a întărit să fiu același om de la bun început până în momentul de față și așa voi fi în continuare. Vă iubesc foarte mult, repet. Cum mă simt după atâtea luni de supraviețuire, pot să vă spun că mă simt nu foarte bine acum. Nu pot să dorm într-o cameră normală de orice ar fi ea, de hotel sau acasă. Aștept să ajung acasă să văd, poate mă readaptez. Mi-este foarte greu, mi-este dor, sincer, mi-este foarte dor să dorm în cabană cu colegii. Chiar mă gândeam că aseară n-am reușit să dorm decât câteva ore și mă gândeam, zic, oare cum aș fi fost eu acum în cabană, ce bine ar fi fost să stau întins așa pe spate, în aer liber, și să adorm instantaneu așa cum făceam de obicei. Mă puneam pe jos și cred că doar un minut, două minute adormeam. Vestea plecării războinicului, care era de 4 luni și jumătate, adică de la început, în jungla din Dominicană, a căzut ca un trăsnet peste echipa albastră. Adevăratul motiv pentru care am plâns aseară este pentru că nu-mi doream ca acest capitol Survivor să se termine acum. Nu voiam să se termine așa. M-am ferit de la bun început, dinainte de a intra în competiție, m-am ferit de accidentări. Mi-a fost teamă cumva și uite că de ce ți-e frică, de aia nu scapi. Mi-a fost teamă să nu plec pe motiv medical și din păcate asta s-a întâmplat. Eu mi-aș fi dorit să continui chiar și așa, medicul nu a fost de acord și cumva îl înțeleg după ce am văzut rezultatele. Este destul de grav ce am eu la genunchi, am meniscul fracturat, ligamentul, tot ceva de genul, am un tendon aproape să se rupă, două tendoane inflamate, ceva probleme la rotulă din naștere, sunt foarte multe adunate și nu... Chiar nu se mai putea continua, deși eram și sunt o fire foarte ambițioasă și luptătoare. Mi-aș fi dorit să rămân așa, să joc chiar și într-un picior, dar m-am gândit la cei de acasă, la cei dragi, și m-am gândit, zic, oare dacă i-aș întreba pe ei ce ar trebui să fac în situația asta, ce mi-ar spune? Și primul gând a fost
sunt sigur că mi-ar fi spus pleacă acasă, haide acasă la noi, pentru că sănătatea primează. Și ca o ultimă amprentă, Sorin a lansat niște semne de întrebare în rândul fanilor competiției. Îi respect pe toți, aproape pe toți. Am cunoscut aici niște oameni minunați. Am cunoscut și oameni pe care n-aș vrea să-i am cumva lângă mine uneori. Referitor la conflictul meu cu Albert, pot spune, dar nu vreau să intru foarte mult în acest subiect, știu că este un subiect sensibil acasă. Eu mi-am cerut scuze oamenilor, unde am simțit eu să-mi cer scuze, mi-am cerut scuze. Pentru că știu că publicul de acasă nu vede și nu simte ceea ce vedem și simțim noi aici. Am trăit niște situații foarte grele pe aici. Clar, poate au fost anumite exagerări din partea tuturor. Doar că ce am făcut cu toți aici, am făcut ceea ce am simțit. Nu pot să spun că m-a afectat extraordinar de mult pe mine, pentru că în momentul în care simțeam ceva să spun, eu spuneam și mă descărcam atunci pe moment. Adică, ok, primeam ceva, aveam o stare negativă, mă descărcam și în momentul ăla eram liniștit. Am avut niște momente destul de grele, recunosc, unde am zis că în jur de o lună jumate, ceva de genul, am rezistat. Am zis că eu nu voi mai spune nimic, nu voi mai taxa nimic. Chiar mi-am dorit ca el să fie integrat în echipă, pentru că am fost acuzat că eu nu las oamenii să se integreze în echipă, deși nu am eu putere să manipulez persoanele. Chiar mi s-a părut amuzantă chestia asta și am zis totuși, hai să fac eu un efort pentru a fi bine pentru toată lumea. Și deși am încercat să fac treaba asta, eu am văzut că nimic nu s-a schimbat și atunci pot spune că mie mi-a fost greu. În momentul în care nu mai puteam să mă descarc. Și după o lună și ceva am răbuvnit, n-am mai putut, ăsta sunt, eu n-am mai trecut prin experiențe de genul, n-am mai fost la televizor, n-am mai fost în fața camerelor, este primul proiect pe care l-am avut și cel mai tare proiect. Și nu știu, adică n-am știut cum să gestionez situația altfel decât așa cum simt, așa cum sunt eu. Le-am promis oamenilor de acasă că voi fi același întotdeauna. Chiar ei îmi spuneau, te rugăm frumos, fii același Sorin pe care noi l-am cunoscut, nu te schimba nicio secundă. Iar acum, culmea, când am reușit să primesc telefonul înapoi, cele mai multe mesaje au fost că sunt foarte mândri de mine, că sunt neschimbat, că au văzut același Sorin pe care ei l-au cunoscut. Pot spune că m-am despărțit într-un mod frumos de Albert. Știu că au fost persoane care atunci când au plecat n-au salutat anumiți oameni cu care nu se înțelegeau. N-am vrut să fac chestia asta. Nu-i condamn nici pe ceilalți care au făcut chestia asta, așa au simțit și întotdeauna am zis, când simți ceva, fă-o, nu trebuie să te intereseze ce e stânga-dreapta. Am simțit să bat mâna cu el. Ediția de aseară Survivor România a fost în topul preferințelor publicului pe toate targeturile. Minutul de aur a fost înregistrat la ora 22:22, ținând în fața televizorului 2.297.000 de spectatori. De asemenea, Canal D s-a clasat pe locul 2 pe întreaga zi, pe targetul 18:49 urban, cu 1,9% rating și 15,7% share, dar și la nivelul întregii țări, cu 2,7% rating și 14,4% share. Nu rata o nouă ediție incendiară Survivor România în această seară de la 20. România au devenit adevărați căutători de comori în pandemie. Cel puțin asta arată datele furnizate de Poliția Română și Europol. Numai anul trecut au fost confiscate peste 2200 de monede, medalii și obiecte de patrimoniu. Mai multe detalii despre operațiunea numită Pandora are colega mea Georgiana Grim. Bună seara, Georgiana, te ascultăm, ești în direct.
Bună seara, Cristi. Oamenii legii au verificat mai multe piețe unde se vindeau obiecte de patrimoniu, dar i-au avut în vedere și pe cei care dețineau detectoare de metal și le foloseau ca să scotocească în siturile arheologice. Cea mai mare captură a fost găsită în Sălaj, unde polițiștii au recuperat 1000 de monede medievale și antice, dar și aici în capital a fost găsită o captură interesantă. Este vorba despre 600 de medalii de colecție pentru care a fost deschis dosar de furt și tăinuire. De asemenea, au fost confiscate și 12 detectoare de metal, dar și aplicate 16 amenzi. Iar la finalul percheziției, polițiștii au identificat în total 54 de infracțiuni, dar și export sau import ilegal de bunuri culturale și au mai găsit persoane care foloseau detectoare de metal ilegal în zonele protejate de lege. Momentan acestea au fost informațiile. Cristi? Mulțumim, Georgiana. Casa Viitorului e tot mai aproape de noi și poartă numele de domn geodezic. Locuința e una simplă, dar rezistentă la cutremure și uragane. Mai mult, poate fi gata într-o singură lună. Primul român care se ocupă de aceste construcții sferice este un inginer din Vălenii de Munte. La 100 de kilometri de capitală, în Vălenii de Munte, Alex Dinulescu a început să proiecteze domuri geodezice în urmă cu un deceniu. A căutat un stil de construcții simplu, rezistent și prietenos cu natura. Când pui un stâlp în picioare, va trebui să pui și două contravântuiri stânga-dreapta ca să poți să sprijini stâlpul. E, domul geodezic le are din naștere. El e format numai din contravântuiri și ca atare rezistența lui este cea mai mare. În momentul de față am construit în toată țara. În Iași, în Cluj, în Timișoara, în partea de București mai multe, în partea de Buzău, spre Buzău. Avem în Austria, în Franța discuții, în Spania. Locuințele dom se pot construi din lemn sau fier, iar acoperișul are incluse geamuri tip lupă care sporesc efectul luminii solare. Ele pot bătea între 450 de euro și 600-700 de euro pe metru pătrat. Cel mai scurt timp pe care l-am avut pentru un dom geodezic a fost de o lună de zile. Casa Viitorului mai are și alte avantaje. Domul geodezic are o rezistență la cutremure de până la 8,5 grade de pe scara Richter. Mai mult, are rezistență și la uragane. Iar marele avantaj al domului este că într-o astfel de locuință intră cu până la 40% mai puține materiale de construcție față de un imobil obișnuit. Locuitorii din comună admiră construcțiile inedite. În lumină, parcă intră natura peste tine acolo. Ne mutăm lângă Iași, unde o casă, ca un OZN, a răsărit aproape de locuințele tradiționale. Radu a investit 50.000 de euro. Au fost prețurile ok, mai mici decât o casă construită din caramidă. Fiind construită din lemn și vată minerală, costurile au fost reduse. Proprietarul ne invită și în interiorul casei de 160 de metri pătrați. Este compartimentat după dorința fiecărui beneficiar a unui dom. Jos avem un dormitor generos 20 de metri pătrați, un living de 30, o bucătărie generoasă și o baie. Sus avem pentru copii două dormitoare. Iarna, încălzirea unei astfel de locuințe costă cel mult 200 de lei. Astăzi vom descoperi o casă superbă desprinsă parcă din desenele animate. Este vila designerului Domenico Peri, italianul îndrăgostit de România. Începe Casa de Vedetă cu Dana Luțu. Bun găsit, dragii mei! Astăzi suntem în Corbeanca și mergem în vizită la creatorul italian îndrăgostit de România. El are aici o familie frumoasă și un business de succes. Sunteți curioși să aflați povestea? Haideți cu mine! Da, abia așteptam să cunoaștem casa voastră. Mergem? Da, cu siguranță! Haideți să Sia mea, Simona. Bună, bine ați venit. Bine te-am găsit. Meu, Rosario, că acum dorme. Și am El ajuns. E parte de echipa. El merge cu noi oriunde plecăm. Acasă, și pentru lucru, la shooting-uri. Pe... Suntem aici în bucătărie, da, într-un loc special unde spuneați voi că ați adus câteva piese senzaționale din povestea voastră. Da, spune-ne, da, da. Simona, despre ce e vorba. Da, ca să în fiecare dimineață să luăm ceaiul împreună în familie, ca într-o poveste. Este povestea noastră. Am cumpărat, am achiziționat de la Disney.
Am făcut totul pe casa, să putem folosi oriunde spațiu, să avem lumină, că lumina e foarte, foarte importantă dacă într-o casă să introduce și persoane, și să stai bine, și să vorbești. Am făcut un living puțin diferit de un living tradițional, că am integrat și pe living o zonă așa... De inspirație! Da, de inspirație. A fost realizată totul desenat de la mine și am făcut un schiț de cum trebuie să fie... Este foarte creativ. Stă, da. Le gândește, le desenează. Spune-ne, apropo de tine, Domenico, de câți ani ești în România? Eu am venit aici prima dată în 2009. Și acum stăm și în România, și în Italia, și în Londra, că avem afaceri, că sunt puțin oriunde. Și am făcut și casa aici, am făcut și casa în Italia și casa la Londra. Dar de ce te-ai îndrăgostit de România, în afară de frumoasa ta soție? Soția mea, asta a fost de primul an. Mă întreb pe Simona, cum te-a cucerit, Domenico? Cu ce te-a cucerit? Sincer, când ne-am întâlnit prima dată, eram în parc, eram în Herăstrău. Ne-am întâlnit printre niște prieteni comuni. Domenico, când m-a văzut, parcă i s-au luminat așa ochii și a venit... Exact. Și a venit să vorbească cu mine. Și m-a cucerit. A fost iubire de la prima vedere? Da, a fost. Aici avem altă amintire noastră. Aici suntem în Nice, în Franța, și alt hotel foarte, foarte frumos și am avut o foarte amintire foarte bună și acolo. Toată casa este presterată de amintire, așa că e important să vedem și ce aveți și la etaj. Asta ne reprezintă 100%. E altă tablou. Și... La fel Mickey. Ca noi. Mickey Mouse are la fel păpușii și la fel păpușii ca Minnie Mouse și tot sunt eu ca pe ea. Uite. Aici e dormitorul nostru. Extrem de colorat și plin de plușuri. Da. Nu cred că sunt toate plușurile pentru bebe. Nu, sunt plușuri și de bebe și de bebelușa mea. Că și sunt bebelușa mea. Ați împățit cumva camera voastră, camera lui bebe. Da, da, așa, sigur. Zona ta de asta e zona de frumusețe. De Simona. Da, da, așa. De l-am făcut și un mini dressing pentru el, care arată foarte, foarte frumos. Aici avem totul haine pentru Rosario. Da, chiar este drăgălaș și aveți plușuri și acolo. Da, da, da. Da, da, avem peste avem tot. Avem acest așa. Costum așa, purtat de Paște. Așa. Un iepuraș. Da, da, da. Și ați imortalizat cu fotografii? Da. Spuneți, da? Asta a fost, cred așa? Că una de prime fotografii, prime poze că am făcut împreună cu el. Și intrăm pe dressing. Unde? Așa. Văd, Simona, că intrăm cu ținutele tale, da? Da. Primele da. Sunt ținutele tale, da. Cum v-ați împărțit dressing-ul? Foarte complicat. Haine de Simona aici. Haine de Simona aici. Încălțăminte haine de Simona aici. Încălțăminte de Simona aici. Și eu am așa. Puțin loc yes. Pentru mine, așa. Da? Așa. Că am găsit pentru mine, așa. Așa. Și am... Aici pentru cămașe, aici pentru sacouri, da. Am mai găsit un pic de loc, ai mai pus da, 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 câte pus ceva. Așa. Da. Aici am și cămașe mea și aici am accesorii, că eu cred că tot bărbatul are nevoie de accesorii și eu sunt mai mult cu ceasurile, mai mult cu butoane, butonii. Că tot timpul sunt cu butoni pentru mine. Simona, continuăm cu restul. Exact. Ai vreo piesă care este favorita ta din tot ce vedem aici? Grea întrebare. Foarte, foarte grea. Mă gândesc că această cheiță de la Tiffany. Așa. Simona, eu știu că atunci când a fost vorba de a lansa și o linie proprie de bijuterii, ai venit cu aportul tău și iată ce minunății au ieșit. Pentru anul timpul primăvara-vara sunt perfecte aceste bijuterii pe care le vedeți aici. Fluturaș, floricele, uitați, acesta este setul meu preferat. Așa. Să nu vă-l arăt.
florile. Florile sunt o sursă de inspirație. Sunt foarte importante. Sunt, face diferența, asta e. Și noi avem lucruri complementare și cu ainele și cu bijuterie, că mergem persoane de la A la Z. Asta e. E o soluție foarte, foarte bine, că merge foarte bine pe lucrurile noastre. Asta e. Mie mi-a plăcut foarte mult la voi, am aflat povestea voastră. Mulțumesc. Și casa voastră este senzațională. O să revenim. Da, sigur. Data viitoare pregătesc ceva de mâncare italiană. Așa, așa rămâne. Da, da, iar da, pe voi, da. Dragii mei, vă aștept și duminica viitoare într-o altă casă de vedetă. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Dacă aveți un subiect care poate deveni o știre, ne puteți trimite informațiile și imaginile pe numărul de WhatsApp 0753123133. Sau așteptăm un e-mail la adresa info@canalde.ro. Cele mai importante informații ale zilei le găsiți și pe site-ul nostru știrilecanalde.ro și nu uitați să intrați pe pagina noastră de Instagram știrilecanalde.ro. Sunt Cristian Sabah, vă mulțumesc pentru atenție, o seară liniștită și nu uitați, aveți grijă de dumneavoastră.